partea de SNEO. Da, interesant cum la un moment dat, tocmai s-a terminat Sam Days. Câți dintre voi ați fost la Sam Days? Chiar a fost de data asta felicitări, a fost felicitări echipei SEO Monitor și două banale, chiar s-au depășit la nivel de organizare cu speakere, cu tot, a fost foarte ok. Și mai mult decât atât, a fost mult mai mult pe PC marketing în Sam Days, a fost anul trecut când a fost mult mai mult SEO, deci cei care sunt pe SEO, na. Nu au neapărat de suferit, că au fost lucruri pe SEO interesant cu de data asta, dar au fost mult mai mult pe PC marketing decât datul trecut, anul trecut. Lucru care ne-a bucurat. Probabil 80% SEO și cu cât mai mult SEO a fost. A fost, da, oricum, dar față de ce a fost anul trecut, a fost mult mai mult pe PC. Da, a fost mult mai mult. SEO, da. La o ediție, la un SEO PPC, mă întrebai de ce nu mă trebuie mai de... Dar mai bucuros că a fost. Păi na, am zis că acum e ediția cu specialiști și sper să... Na, am o altă perspectivă. Ok. Mihai Aperghis, cum se pronunță? Mihai Aperghis. E bine, da? Am înțeles, ok. Consultant la Vertify Advertising, este specialist SEO, este fondator al firmei Vertify cu Y, are experiență de peste 6 ani în domeniul serviciilor Search Engine Optimization și specializat în auditul și analize tehnice. Îl puteți urmări pe Google Plus și pe Twitter. Cine știe zicul în text? Da, de la apel, nu? Nu mă întreabă, sunt QR code, nu vezi QR code aici? Nu. Lasă să pun eu prezentarea, imediat. Câți dintre voi aveți cont de Twitter, ca să puteți să-l urmăriți la Perlis? Ok, poate mai bine era cu Facebook. Da, zici tu ceva. Oh! Auzi? Da. Am înțeles. O găsești în cash. Bun. Prezentarea va fi despre Ionuț Munteanu. Vă vedem aici. Da. Cum devii specialist asta? Pe cum devii? Da. Ok. Bine să vedeți! Salut! Este prima mea prezentare cu mea SEO PPG și având în vedere tema din ziua de azi, cred că e o ocazie bună. Cei care vor apăți, ia-o! Să înțeleg că... Da, da, acolo. Ok. Sincer, inițial am crezut că va fi vorba despre o prezentare despre ce este SEO și elementele de bază legate de SEO și în cazul ăla a fost o prezentare destul de scurtă și la obiect. Dar având în vedere câte mai este cum să devii specialist SEO, a trebuit să stau să mă gândesc puțin cum am ajuns eu să fiu specialist SEO și de ce anume am avut nevoie ca să ajung în specialist SEO. Cred că da, nu știu ce am. Testează. Puțin despre mine. Deci, cum v-ați zis eu, Mihai Aperghis. Sunt specialist SEO și sunt fondatorul companiei Vertify, o agenție specializată numai pe servicii SEO. Lucrez de mai mult ani în această industrie și am lucrat în general pe proiecte internaționale, pe site-uri de limba engleză și de aproximativ un an de zile am intrat și pe piața românească odată cu lansarea agenției. Sunt absolvent de Politehnică, cu un master în software engineering. Îmi plac chestiile legate de știință și tehnologii și mă mai și joc din când în când. Ce joc e? World of Warcraft, e o poză mai decât. Ok, deci fiind vorba despre cum devenim un specialist SEO, m-am gândit mai întâi să vorbesc puțin despre ce este un specialist SEO și ce atribute și abilități ar avea un astfel de specialist. În
viziunea mea, un specialist SEO are un anumit skill set, l-am numit eu, un portofoliu de abilități și acestea sunt împărțite în trei categorii. Categoria sau partea de abilități tehnice, care în general ajută un specialist SEO cu primul pas care îl face pentru un client sau pentru un site, și anume implementarea recomandărilor sau faptelor on page, de la tag-urile HTML din head până la date structurate și markup schema. Partea de research, la fel în partea inițială a unui campanii SEO, care poate fi vorba de analize de cuvinte cheie sau de competiție, și partea de analiză cu care cam toată lumea trebuie să o știe, fiind vorba aici de Google Analytics sau de analiza unor link-uri și chestii de genul ăsta. Partea a doua, partea creativă am numit-o eu, deși mai mult aici este vorba de conținut, de identificarea audienței pentru care conținutul ar avea sau ar aduce rezultate cât mai bune, despre planificarea unei strategii de conținut și despre, desigur, optimizarea acestuia pentru a aduce pentru a fi cât mai de succes, pentru a aduce rezultate cât mai bune. Și în final, bine, slide-urile nu sunt, da, nu contează. În final, partea de marketing și PR, partea pe care SEO-iști aleg să o ignore destul de mult. Aici mă refer la content marketing, adică luarea conținutului pe care îl creezi în partea creativă și apoi promovezi mai departe. Targeted outreach, voi vorbi mai puțin despre exact ce înseamnă outreach, dar aici mă refer la crearea de relații cu blogeri, jurnaliști și promovarea conținutului către acestea și, desigur, partea de social media, care se poate folosi pentru amplificarea acestor rezultate. Cum ajungem specialist SEO acum, că știm cam ce abilități ar trebui să avem nevoie? În principal ar fi trei pași. Pasul întâi este vorba de acumularea de cunoștințe SEO. E vorba că sunt cunoștințe de bază, de la câteva tag-uri HTML până la cunoștințe mai avansate. Apoi, staying up to date, practic să verifici aproape fiecare zi toate informațiile și să fii la actualitate cu tot ce se întâmplă în această industrie și, desigur, experiența. Am ales să vorbesc în această prezentare mai mult despre primul pas, deoarece celălalt doi pas sunt destul de la obiect, zic eu. Și, cum ziceam, m-am gândit cum am definit un specialist SEO și cum am acumulat cunoștințele necesare pentru a ajunge aici. Cred că chiar merge bine. Cam acesta este lista mea de bookmark-uri și aici este doar un singur folder și am cea de link-uri. Aceasta este o listă acumulată pe parcursul ultimilor 2 ani, zic eu. Sunt cam 200-300 de bookmark-uri, practic articole și resurse cu o valoare destul de mare, care pe mine m-au ajutat să ajung în punctul unde sunt astăzi. Cum nu am și eu nu sunt nevoie să vorbesc despre toate, am ales să selectez aproximativ 40 de articole care eu cred că acoperă cam toate aspectele legate de cunoștințele SEO pe care un specialist ar trebui să le aibă. Voi începe în primul rând cu cunoștințele de bază pentru cineva care poate auzi de SEO, dar încă nu prea știe cu ce se mănâncă. Sunt câteva articole care te pot ajuta să achiziționezi aceste cunoștințe. Un prim articol este chiar, ok, acolo sus scrie Search Engine Optimization Starter Guide, este un link cu speria și de asta nu se vede. Apropo, toate articolele, toate slide-urile au câte un link spre, bine, nu acum, dar vor avea, câte un link spre articolul lor, astfel încât dacă am înțeles, este prea mult timp, dacă nu veți avea timp să vă notați despre ce este vorba, veți putea găsi slide-ul fie pe blog, fie pe slideshare în follow-up-ul pe care va posta Olivia, probabil, săptămâna asta. Ok, deci cum ziceam, primul articol este chiar de la principalul motor de căutare, mai ales în România, de la Google,
Și curios este chiar un ajutor pentru SEO-iști. Acesta acoperă surprinzător de multe informații, începând de la chestii relativ simple, title, meta, description, tag-uri HTML în general, URL-uri și chiar și trece și la câteva chestii mai complexe, precum ar fi cum servim conținut pentru Google Bot-ul în varianta mobilă, pentru clienții care intră de pe mobil și avem o versiune a site-ului în special pentru aceștia. Ok, mai departe, un alt ghid foarte bun pentru începători. Este vorba de un ghid de la Moz, este o companie destul de mare din industria SEO. Se numește Beginner's Guide to SEO și acoperă ceva mai multe decât ghidul de la Google. Pornește la fel cu câteva elemente de bază, elemente foarte rompici și trece și acoperă și chestii ceva mai avansate, precum ar fi keyword research, diferența între ceea ce la un head keyword sau un long tail keyword, de exemplu. Vorbește despre link building și principalele metode pe care le putem folosi într-o campanie de link building și în final vorbește și chiar și de penalizări sau și ce anume putem să facem ca să obținem acele penalizări, dacă chiar existăm, precum, de exemplu, aici keyword stuffing. Încă un beginner's guide care l-am găsit destul de interesant în metoda mea de prezentare este cel de la Search Engine Line, o altă, un forum sau un site destul de cunoscut din această industrie, Guide to SEO, este realizat în forma unui tabel periodic de elemente, include atât factor on page cât și factor off page și au chiar fiecare factor are o influență asupra ranking-ului de la minus 3 la plus 3 și acoperă chiar și violations, cum le zic ei, penalizările. Acesta acoperă ceva mai mult decât cadrul celor de la Moz, deoarece acoperă și factorii sociali, factori de încredere și autoritate a domeniului și chiar personalizarea, și aici fiind vorba de authorship, dacă ați auzit de localizare și chestiuni de genul ăsta. Ultimele două resurse de bază care am vrut să le menționez sunt, din păcate, plătite, dar am vrut să le menționez pentru că fiecare are câte ceva special. În primul caz este vorba de Moz Academy, este vorba de un set de ghiduri video de această dată și acoperă chestii generale de la inbound marketing, deci nu neapărat de SEO, până la chestii de cum funcționează un search engine, cum folosim keyword-uri, social media, cum realizăm conținut. Cum ziceam, ca să ai acces la aceste videouri, trebuie să ai un cont de Moz Analytics Pro. Avantajul este că dacă ai un cont de Moz Analytics Pro, ai acces și la platforma lor de SEO. Practic, tu plătești pe platforma lor de SEO. Moz Academy a fost adăugat destul de recent. Însă există varianta unui trial de 30 de zile, videourile nu cred că durează mai mult de 2 ore, vă puteți face un cont, două ore le-ați terminat și ieși practic. Și un ultim ghid, la fel plătit, din păcate nu mai aveți opțiunea de free trial aici, este de la Central Steel, o companie mare din UK de SEO, este sub forma unor cursuri. Durează între 50 de minute și 7 ore jumate unele. Cursuri cu lecții, cu exemple, cu probleme chiar. Începe de la chestii de bază, SEO 101, și trece chiar și la chestii mai avansate, precum Excel și chestii de genul ăsta. Un alt avantaj aici este însă că aveți acces la toată baza lor de date de video de la conferințe. Și aici este vorba de niște clipuri video, înregistrări video, practic, foarte avansate de la conferințe din ultimele 3 ani de zile. Și este vorba de chiar peste 80 de ore, dacă nu mă înșel, de conținut video. De aceea cred că cei 40 de dolari pe lună pe care cerii pentru așa ceva este chiar foarte ieftin. Ok, primul set de resurse
mai avansate. Este vorba de partea tehnică de care am vorbit mai devreme. Voi trece direct la ghiduri, la resurse. Prima resursă vine din nou de la Moz, de la unul din acronaților, și este vorba de 4 pagini, practic, formate sub formă unor switch, de aceea se și zice Cici, care acoperă, practic, toate elementele on-page. Ele chiar sunt destinate unui web developer, cineva care se ocupă cu dezvoltarea unui site, și chiar sunt, acoperă aproape orice se poate face din punct de vedere SEO on-page, pentru un site. Acestea se pot printa, se pot folosi pentru, cum v-am zis, pentru un developer. Acoperă tag-ul HTML, tag-ul robots și fișierul robots pentru indexare, date structurate și chiar versiunea mobilă. Foarte, foarte important. Următorul guide ar fi acesta, care începe tot cu câțiva factori pe aici, chiar majoritatea resurselor din această secțiune acoperă factorul pe aici și vorbește practic de cum funcționează un search engine, cum intră un search engine pe site la tine și cum accesează el URL-urile. Deci, primul rând, de accesibilitatea search engine-ului pe site-ul tău. Vorbește despre arhitectura unui site, despre conceptul de crawl budget, faptul că dacă ai prea multe link-uri pe o pagină, Google va limita bugetul de crawl pe care îți va aloca pe site-ul tău. Cum putem să controlăm crawl-ul, practic, a motorului de căutare prin tag-ul robots sau prin share robots și cum putem verifica dacă rampuim, cum ar trebui să rampuim, verificând numărul de landing pages chiar din Analytics față de câte pagini avem indexate. Să vedem dacă numărul ar fi prea diferit, dacă ar fi o diferență prea mare, ceva înseamnă că ar fi în regulă. E un ghid foarte ok. Un ghid care vorbește chiar numai de arhitectura unui site. Mi s-a părut foarte important, deoarece arhitectura unui site, cum ziceam și mai înainte, de crawl budget, influențează foarte mult cum motorul de căutare dă valoare unei pagini. Astfel încât, dacă o pagină, motorul de căutare ajunge la o pagină prin prea multe click-uri, îi va da o valoare mult mai mică, pentru că se gândește că și utilizatorul va trebui să dea multe click-uri de la pagina principală pentru a ajunge la o pagină mai de mai jos. Conceptul de silos, unde în principiu ar trebui să linkuim pe o pagină numai spre pagini interioare de, din același topic. Deci dacă avem o pagină despre travel, eu știu, ar trebui la fel să punem numai link-uri către alte pagini cu produse și servicii din acel domeniu. Și acoperă și partea de link-uri din perspectiva unui designer, unde sunt atâtea link-uri de pus uneori unde utilizatorul s-ar putea să aibă probleme cu să nu mai fie user-friendly de acea pagină. Și de asta acoperă și diferite metode cum se pot implementa aceste link-uri interioare din perspectiva unui design. Un element important legat de factorii on-page reprezintă elemente, de fapt mai multe elemente de paginare care controlează paginarea doar din perspectiva unui motor de căutare. Aici avem mai multe opțiuni și sunt folosite în general pentru a explica motoarelor de căutare că nu există, sau nu este vorba de conținut duplicat pe site-ul nostru și avem aici la fel diferite opțiuni, fie îi spunem să nu indexeze paginile respective, fie folosim o pagină view all sau cum ar fi în cazul unui magazin online unde avem toate produsele și mai trebuie să dăm pagină cu pagină. Tag-ul rel egal cu preț sau rel egal cu next step, v-a explicat că paginile fac parte dintr-un singur set și avem și chiar o schemă logică care ne ajută să alegem ce opțiune avem nevoie să implementăm în funcție de situația noastră. Chestiuni legate de microdata, de date structurate. Practic, ce înseamnă aceste date structurate și cum ne ajută? Ele nu ajută direct în ranking, ci ne ajută să apărăm într-un mod diferit când cineva caută ceva în Google și noi apărăm printre rezultate.
Este acolo vorba în cazul unui produs, apelată cea mai fi. Să apară ratingul produsului, câte voturi, preț, faptul dacă este în stoc sau nu. Și acest lucru poate fi implementat și la review-uri și la multe alte, multe alte chestii. Și chiar dacă nu afectează cel puțin direct din punct de vedere al ranking-ului, se poate optimiza CTR-ul, practic. Când cineva ne găsește rezultate de căutare, chiar dacă sunt pe vârste inferioară, poate putem obține mai multe click-uri datorită faptului că s-a adunat acele elemente. Și include multe exemple pentru aproape orice tip de marca care putem folosi pentru a influența cum arată rezultatele în, în Google. Tot legat de on-page, am vrut să... acest articol chiar este similar cu prima resursă care am dat de la MOS și este vorba despre un articol care înglobează toate elementele on-page care se pot implementa și aici vorbesc mai de SEO, este vorba și de design, este vorba de call to action, de optimizarea conversiilor, de putem să facem ca să optimizăm imaginea, să site-ul să ne faci mai bine, care totuși și un factor SEO, ne ajută și cu SEO, cu bățină tot de așa ceva. Și mi s-a părut foarte interesant pentru că se poate găsi tot în același loc. E un ghid destul de bun. Un ghid de la Ren Fishkin, Ren Fishkin fiind CEO-ul companiei MOS, pe care vorbeam mai devreme. Este vorba tot de on-page optimization, de optimizarea factorului on-page și ce rol au keyword-urile și cum ar trebui să implementăm keyword-urile pe o pagină. De asemenea, vorbește și despre câțiva factori care afectează ranking-ul sau cel puțin au o corelație cu rezultate mai ridicate, mai bune. Și chiar de la sfârșit și un template destul de generic cum ar trebui să arate o pagină optimizată din punct de vedere SEO. Trecem puțin la partea de audit. Fie că este pentru site-ul nostru, fie că este pentru un client, va trebui cândva să facem și un audit. Acest articol este foarte complex, include practic un template complet asupra căruia puteți să reveniți sau să vă faceți modificările voastre să aveți un audit din orice punct de vedere al unui site, din punct de vedere, mă refer la punct de vedere SEO. Începe de la accesibilitate și indexul văzut de Google, trece prin factorii de on-page și off-page, duplicate content, competitori și chiar include și câteva sfaturi legate de analiza competiției. Încă o resursă legată de audituri. Mi s-a părut foarte interesant pentru că mai mult decât articolul, și este și un articol și un mic ghid, sunt două spreadsheet-uri foarte folositoare. Unul include absolut orice verificare care poți să faci în timpul unui audit. Nu ar trebui să le faceți pe toate, sunt extrem de multe, dar este bine că este listă completă. Și încă un spreadsheet unde sunt toate tuburile care vă pot face viața mai ușoară și pe care le puteți folosi în timpul unui audit. Și cum ziceam, este și un mic ghid de implementare a recomandărilor pentru clienți sau pentru site. Cum ziceam mai înainte, oricine face SEO ar trebui să știe despre Google Analytics și cum să folosească, cum să-l instaleze. Acesta este un ghid, oarecum, include doar referințe, deci ghidul este doar această pagină, toate link-urile sunt către referințe spre alte resurse în funcție de la ce pas sunteți. De la dacă ați instalat, dacă ați folosit Google Analytics și ați instalat sau aveți probleme de instalat codul de tracking, la cum tracui goal-ul și conversiile pentru magazinele online, metrici și la chestiuni ceva mai avansate, segmentare și crearea de dashboard. Un ghid foarte complex și pe mine m-a ajutat foarte mult este cel de Microsoft Excel de la Distill. Este Microsoft Excel for SEOs și acoperă câteva, zic eu, deși este destul de complex, dar acoperă câteva funcții de bază pe care le putem folosi pentru a face analize de SEO. Pe mine m-a ajutat foarte mult.
mai ales că majoritatea tool-urilor din ziua de azi au opțiunea de exporta în CSV, adică în Excel. Și vorbește și despre un plugin în care putem să folosim în Excel. Nu mai trebuie să intrăm în Analytics, putem să luăm datele direct în Excel, să le folosim acolo, să ne ajutăm cu ele. Putem să vizualizăm chart-uri, tabele de cod și așa mai departe. Ceva mai specific, WordPress. Toată lumea știe de WordPress, multă lumea are un blog. Acest articol, practic, este un ghid complet de SEO pentru blogul WordPress în principal. Este scris de către Yoast, care este autorul unui plugin de WordPress, chiar WordPress o să numește plugin-ul, și explică de la chestiuni de bază, de la HTML, și trece prin multe, prin cam orice chestie legate de SEO care se poate face la un blog, bine folosit și plugin-ul lui, dar dă și alte sfaturi, precum cum optimizăm comentariile, cum optimizăm ratul de conversie, bine, în cazul din blog, newsletter și chestiuni de genul ăsta. Am vrut să implementez și câteva resurse legate de e-commerce, pentru că în cazul magazinului online, SEO poate să fie puțin diferit față de un site editorial, de exemplu. Acesta este un ghid complet pentru site-urile e-commerce. Pornește de la research-ul tehnică cheie, care avem nevoie de categorii pentru produse, cât de important este traficul low de și pe care foarte, foarte multe persoane, foarte mulți clienți le ignoră, cum optimizăm paginile, deci cum optimizăm factorii on-page pentru produse, pentru categorii, cum realizăm un blog care ne ajută din nou cu traficul long tail și vorbește chiar și locul SEO și factorul off-page, cum ar fi Google-ul. Încă un ghid legat de e-commerce, însă acesta se axează în special pe categorii și filtre. L-am adăugat pentru că, din câte am observat, majoritatea magazinelor online au probleme foarte mari din acest punct de vedere, mai ales din cauza filtrelor. Deoarece fie ca dintr-o extremă și au duplicate content, fie ca din cealaltă extremă și Google le indexează toate categoriile și produsele. Și din cauza asta l-am adăugat, e scântit foarte bun și cum putem controla și ce opțiune avem să rezolvăm aceste probleme. Tot pe partea tehnică ar fi un ghid de local SEO. Local SEO devine din ce în ce mai important în ziua de azi. Având în vedere că Google servește tot mai multe rezultate locale pentru cât mai multe căutări, acoperă ce avem nevoie să știm legat de local SEO, cum obținem o poziționare cât mai bună în rezultatele locale, cum optimizăm site-ul nostru pentru așa ceva și cum ne optimizăm și pagina de Google Plus. Și ultimul ghid din această secțiune ar fi tot legat de localizare oarecum. Este vorba de data asta de site-uri care oferă mai multe versiuni în funcție de limbă sau de țară. Care sunt avantajele implementării? Sunt în general trei variante. Fie facem domenii diferite, fie facem subdomenii, fie folosim subdirectoare pentru fiecare variantă. Care e varianta cea mai bună? Sunt avantaje și dezavantaje la fiecare. Eu personal prefer pe ultima, subdirectoarele, deoarece dacă ai un link pe versiunea în franceză, linkul ăla va conta pentru domeniul tău și pentru versiunea în engleză, să zicem. Și la relevanță semantică se mai pune? Nu, dar decât deloc. Înțelegi? Și ar avea mai mare valoare dacă s-ar pune pe subdomeniu? Nu, mai mult pe domeniu. Dar uite, îți zic pe domeniu. Dacă de data te ferești acum să lansezi un site pentru Franța, așa, și tu ai un domeniu vechi de 10 ani de zile, tu când pornești un site, pornești un domeniu separat pentru acea versiune .sr sau cum vrei să faci, domeniul va fi de la zero și trebuie să începi de la zero, unde dacă folosești un subdirector, domeniul deja are o anumită autoritate, vor conta, chiar dacă mai puțin în măsură vorba ta nu va fi în aceeași limbă, vor conta însă, va conta însă acest factor că domeniul este nu este nou, este vechi, are autoritate, are încredere, e un beneficiu. În plus și este și mai ușor de implementat, zic eu. Depinde de platformă, de cerințe și de chestiile astea și de managerit chiar. Ok. Partea creativă. Am ceva mai puține lucruri aici, sper că am timp. Așa? Deci, cum ziceam, partea creativă legată de content mai mult. Unul dintre primele ghiduri care
mi s-au părut interesante este acest Real Marketing și SEO's Guide to Content Marketing. Vorbește despre cum să-ți identifici în primul rând audiența pentru care vrei să scrii conținutul tău, care sunt tipurile de conținut și ce roluri au ei în funcție de cum vrei să le poziționezi pe un funnel și desigur cum poți să le măsori. Fiecare tip de conținut, poate vrei să-l măsori, să ai anumite metrici pe care le măsori, care sunt diferite de la tip la tip. Încă un tip de conținut, acesta chiar include și câteva exemple. La fel este vorba de planificarea unei strategii, cum planificăm o strategie, cum facem research necesar, și din nou ce metrici folosim pentru a măsura rezultatele conținutului în funcție de unde unde am nevoie să plasăm pe fan. Aici este un ghid strict despre cum creăm conținutul respectiv. Dă foarte multe exemple de unde putem să găsim idei de inspirație, unde să ne inspirăm să scriem acel conținut. Vorbește în principal despre două tipuri de conținut care sunt foarte populare în ziua de azi, despre infografice și blog posts și despre cum să le promovăm pe fiecare, inclusiv cu chiar câteva exemple. Încă un ghid de conținut. Aici mi s-a părut interesant că autoarea respectivă împarte conținutul în două. Foundational content, conținut de bază oarecum, și aici intră, în general, conținutul care este legat de brandul tău, produse, categorii, ceea ce te reprezintă pe tine, și community building content, conținutul care îl creezi pentru a-ți crea o comunitate, pentru a face acel brand awareness, oarecum, și, desigur, strategii de conținut pentru fiecare categorie. Un element foarte important când realizăm conținutul sunt, desigur, titlurile. Autorul vorbește aici despre principiul 80-20, cum că 80% din valoarea conținutului se află, de fapt, nu, mai puțin, 20% din timpul acordat unui articol, să zicem, va fi probabil pus în timp, în timpul alocat acelui titlu și va reduce 80% din succesul articolului de a fi accesat. Și aici prezintă 7 ingrediente care avem nevoie pentru a crea un astfel de titlu, ce atrage lumea să dea click pe acel titlu, cum analizăm vizibilitatea acestuia și eficiența metrici și chestii de genul ăsta. Încă un ghid de la Distill, simulat cel de la Excel, în sensul că este foarte complex, este destul de mare, și este vorba de link-bait, conținut făcut special să atragă link-uri. Partea interesantă este chiar prima parte de brainstorm, este peste jumătate de ghid se vorbește despre brainstorm, despre cum găsim ideile cele mai bune pentru conținut. Și la fel avem mai departe un ghid de la research, cum prezentăm și cum promovăm mai departe. Pentru conținut video, este vorba de un Whiteboard Friday, este un clip video în care se vorbește despre tipurile de conținut video pe care le putem face în funcție de bugetul care îl avem, fie că suntem in-house, ce tip de video avem, dacă avem mai mulți bani la o companie sau dacă chiar nu avem buget deloc, hangout-uri, bani, foarte interesant. Încă un tip de conținut, content curation, reprezintă practic adunarea mai multor articole și le adunăm, facem un articol cu mai multe resurse, practic cum am arătat mai devreme ghidul de Google Analytics, era practic o singură pagină, un articol care făcea referință la alte articole, însă acela a fost foarte bun pentru că le punea la o altă pas cu pas, astfel încât să fie foarte ușor pentru cineva să determine unde are el nevoie de cunoștințe și ce resurse trebuie să acceseze. Ce semnale de calitate urmărește Google când se uită la un astfel de content curation, un astfel de articol și ce opțiuni avem ca să facem un articol cât mai bun în acest sens.
Un articol mai tehnic de această dată este vorba de cum facem o strategie de conținut bazată pe conținutul care îl avem deja. Să facem un audit al conținutului și inventory al conținutului care îl avem și să ne dăm seama de ce merge și ce nu merge pentru a lăsa mai târziu o strategie doar pe ceea ce merge. Un tool de această dată, Sig Media scoate din marketing checklist, îl putem folosi pentru procesul de creare a conținutului de la zero până la lansare. Mi s-a părut foarte interesant, acoperă foarte fiecare etapă a procesului de creare a unui conținut. Și în final, un articol despre și multă lume va avea nevoie de așa ceva la un moment dat, fiecare solist, de cum scalăm și cum creăm o echipă care se ocupe numai de conținut. Ce rolul are în echipă, are fiecare în echipă, cum angajăm și desigur cum scalăm. Ok, și ultima parte, câteva articole de și resurse legate de marketing și PR. Primele trei resurse sunt chiar primele trei articole care le-am citit când am fost interesat de acest domeniu. Primul este The New Guide to Online Marketing și este, pe lângă că este un ghid, este și un infografic gigant. Te ia practic de la zero, nu trebuie să-ți făcut marketing deloc până în acest punct. Mi-aduc aminte infografic. Da. Mi s-a părut foarte util. Practic îți prezintă un plan și nu este vorba numai de SEO, este de inbound marketing în general și îți oferă un plan pe 6 luni de zile pentru un business nou, cum să le iei de la zero și să ai rezultate. Scrie cu fiecare... Pe fiecare bandă, da. Fiecare bază. Așa. Împreună cu acest ghid a mai fost făcut un ghid, bine, de către altcineva, The New Guide to Link Building. Este primul articol care vorbește despre câteva tehnici de filozofia link building-ului și câteva tehnici de link building, cum să facem o strategie și din nou un plan pe 6 luni care putem folosi tot pentru un business nou împreună cu articolul de mai devreme. Încă un plan de 6 luni, numai că de data asta pentru un site deja existent, aici diferă câteva elemente, mai ales în prima fază, în primele luni de implementare a planului, putem găsi niște link-uri mai ușoare în funcție de link-urile care deja să facem un audit a link-urilor care avem deja sau un audit a conținutului și, din nou, este pentru site-uri existente. Cum facem marketing principal ca să ducem link-urile? Outreach. Aici mă refer la crearea de legături cu editori, jurnaliști, blogger, îi contactăm, creăm relații, dezvoltăm personalități pentru a comunica cu ei și avem și câteva exemple de e-mail cum putem să contactăm și să facem rozi de link-uri. Încă un articol în acest gen, cum a reușit cineva să ajungă de la 20% la 80% de rată de succes și cel mai refer rată de răspuns. E vorba de trimis e-mail-uri în urma e-mail-ului au obținut un link. Vorbește foarte mult despre context, despre cum să fie e-mailul tău vizibil în inbox astfel încât să contactul să dea click pe el și un mic infografic cu ce tool-uri se pot folosi. Încă un articol legat de outreach. Acum din perspectiva unui blogger, e-mailurile care l-a primit și ce a considerat ea că fiecare a făcut bine și fiecare a făcut rău. Și la sfârșit ce sfat vreau da ca să faci, să înveți din aceste chestii și să faci un e-mail cât mai bun. Aici se înțeleg că v-am mult timp. Ok. Scalarea link building-ului prin outreach. Guest blogging. Tehnică foarte populară de link building. Un ghid complet despre cum se face guest blogging, cum face pitching la blogger. Aici se vorbește, este chiar încă un video unde vorbim, se vorbește despre link building care nu vom mai avea probleme pe viitor, nu ne vom teme de penalizări, ce înseamnă tactici naturale, naturale. Și ultimele două de social media, cum crește o comunitate de la zero și ce tool-uri folosim. Și încă unul legat de cum facem content marketing prin social media, inclusiv un infografic, cum începe, cum analizăm audiența, step by step, strategie, să folosim conținutul și să promovăm pe canalele sociale. Cam atât, scuze de... Am zis că mă refer în postura ta
de a oferi multe, multe informații și înțeleg că vrei și foarte, foarte multe informații. Da, va fi disponibil slide, cum ziceam, slide-ul va fi disponibil fie pe blog, fie în follow-up lui Olivian, cu link-uri către fiecare articol. Deci veți avea toți, veți primi pe cu o singură mențiune, că vorbeam de vreme de Rednex. Rednex poate fi destul de periculos și nu tipul de SEO, ci pentru că vreau să le știu de școala, vreau să vreau să fac o psicolog, că de ei chiar nu mă interesează. Adică vreți prefetching-ul pentru pagina specificată Rednex. Adică tu în momentul în care vezi o pagină în categorie, pagina 1, și Rednex este pusă de pagina 2, vreau să poate face prefetching pentru pagina 2. E un avantaj, că tu în momentul în care dai text page. Asta e, asta facem browserul singur. Browserul singur face prefetch pentru Rednex. Exact, înțeles. Dacă tu dai next page și vezi pagina 2, wow, s-ar crea foarte, foarte repede. În schimb, dacă ai o categorie cu browseruri foarte mare, s-ar putea să faci trafic total la iurea pe server. Nu știam de chestia asta cu prefetch. Și acum mai Google Pod-ul chiar urmărește acele... Nu, ok, el știe că le leagă între ele. Da. Dar nu, vreau să-l face prefetching pentru Rednex. O soluție e să handlești header-ul special care e spus de prefetching, să nu trimiți pagina la prefetching. Dacă e o pagină care poți să nu faci pagina la opere? Poate că nu pe ei, că n-ar avea. Atâta, numai de oră la scrie. E foarte utilă. Clar, nu, e informație extrem de utilă. Și aici avem două paradigme. Paradigma PPC specialiștilor și paradigma SEO-iștilor. Evident e interesant ce spui tu. Mai mult decât atât, cei care au întrebări pentru Mihai, pot pune o singură întrebare, deci o singură întrebare, acum după aia la pere, oricum, la lumea SEO PPC de seară, găsim cu Mihai aproape de fiecare dată și acum după evenimentul că se pune întrebări. Deci, o singură întrebare pentru Mihai. Vorbiți între voi. Ok, hai că avem o întrebare. Care e cel mai mare procent de not provided în Analytics? Deci, tu chiar nu știi despre ce s-a întâmplat în... Unde? Nu, 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 ce s-a întâmplat, să uite pe Google, să spune cum ai răspuns. Da, deci și acum, de acum două zile, Google a trecut la toate search-urile prin HTTPS. Asta înseamnă că toate search-urile făcute prin Google, indiferent de browser, ele vor ajunge ca not provided în Google Analytics. Pe România? Da, deci, acum, momentan, de ce am văzut la clienții mei, am un 100%, dar după aia, chiar 100%, și ceilalți în jur de 80%. Dar poate are niciun ce soluție prin care îmi facem hack la chestia. Dacă era din cod, e zi, ori mai era după aia, dar mai e dificil. E dificil, am înțeles. Mulțumim mult, Mihai, mersi mult de tot. Care va fi tot, va fi încărcat de lucruri pe SEO, da? Cum? Nu fumăm. Nu fumăm. Înainte să fumăm, la final. Înainte să plecăm însă în pauză și să trebuie să, fără pauză, nu mai facem pauză, da, mă, suntem restrânși așa un pic, ca să, după aia ne destrăbălăm, după, mergem la shawarma. Deci, de toate. Pentru că vă vorbeam la început despre SEMrush și faptul că încercăm prin SEMrush să aducem, să vă oferim acces și către evenimente, lumea SEO PPC, de asemenea, fiind unul dintre evenimentele organizate de Asociația Specialiștilor în Search Engine Marketing, îl invit pe Cristian Fosu, care o să ne vorbească două minute scurt și o să ne ofere o invitație sau invitație sau ofertă special, ceva special, o să ne spună el, la unul dintre cele mai